Bună dimineața, bine te-am regăsit, Daniela Simulescu aici, mă uitam așa pe lista astăzi, cam câte mișcări planetare sunt în ultimele zile ale anului, este uimitor cum sfârșitul lui 2021 nu vrea să fie așa de lehamite, vrea să fie destul de activ, să ne arate, domnule, să recuperăm așa pe ultima 100 de metri, ce n-am făcut totalul, oarecum astăzi este o zi care are ca motiv principal această recuperare, să zicem, sau această introspecție. Deci, eu spun asta, astăzi Jupiter se pregătește să iasă din semnul vărsătorului și să intre mâine în pești. Jupiter a mai fost în pești, să ne zicem, am intrat între mai și iulie, dacă nu mă șel, între 14 mai și 28 iulie, când, ce să vezi, a fost perioada aceea de relaxări, chiar de pe 14-15 mai, dacă mai ții minte, au zis politicienii, gata cu masca, am învins pandemia, extra mega ordinar. Și după 28 iulie încoace, a venit prăpădul, ca să zicem așa. Bun. Trecând peste ce s-a întâmplat la nivel național, mondial, important e să ne gândim ce s-a întâmplat cu Jupiter în vărsător pentru fiecare dintre noi. Și gândește-te astăzi ca la un soi de, știți cum sunt în serialele alea, oamenii, nu știu, înainte să se ducă, sună ciudată analogie, știu, au așa în fața ochilor niște imagini. Gândește-te și tu astăzi că Jupiter înainte să ducă te face să-ți aduci aminte niște imagini. Și eu o să spun fiecare la ce să te gândești, să-ți dai seama unde au fost imaginile alea. Ne uităm și la zodie și la ascendent. Nu vă țin mult că poate bunii chiar dați jos brăduțul. Noi nu o să-l dăm jos, o să-l mai ținem câteva zile sau poate vă pregătiți de rebelion, aveți alte chestii de făcut. Zodia ascendent, le mixez, mă apes de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Nu ghicim, nu vrăjitorim, nu dăm în bobi, nu plinim, nu spunem lucrurile exact și nu facem etalare aici. Bun, să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Jupiter a fost în casa 11, gândește-te ce planuri ai avut anul acesta și oamenii care au fost alături de tine. Am anul să nu stai să te victimizezi, că pe unii am ajutat și ei nu au fost. Nu. Anul acesta, oamenii care au fost alături de tine, ăia sunt oameni foarte importanți. Pe ei trebuie să iei cu tine în continuare. Și Jupiter în casa 11, vezi unde te-ai implicat să faci fapte bune, unde ai făcut voluntariat și pentru ce cauze ai luptat. Da? Pentru că Jupiter pe acolo despre asta. Și de asemenea, Jupiter în casa 11, ce planuri ai avut anul acesta? Care dintre ele s-au întâmplat? Care dintre ele nu s-au întâmplat? O să spuneți, da, ce are rost să mă gândesc la astea? Păi are rost, pentru că Jupiter se face în pești de mâine și se schimbe puțin situația. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Jupiter la tine a fost în casa 10-a carierii. Păi nu ți-am bătut eu capul tot anul ăsta că trebuie să faci ceva? Da, Jupiter cât a fost acolo, te-a făcut să-ți dai seama. Mă împlinește cariera asta, am un sens aici, mi se pare important ceea ce fac, am curaj să fac o schimbare, da, dacă s-au întâmplat lucrurile astea, perfect. Dacă nu, poate o să mai ai o șansă la anul. Dar deocamdată, ce din cariera ta, ce din statutul tău te-a împlinit anul acesta? Sau gândindu-te așa profesional, ce ai acumulat? Ce ai acumulat tu profesional pe tot parcursul anului acestuia? Pentru că rămâne Saturn acolo și te ajută să construiești, știi, de la anul. Trecem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Ce ai învățat? Ce ai făcut pentru dezvoltarea ta personală? Ce ai studiat? Unde ai călătorit? Da? Ce ai făcut pentru dreptate? Da? Cu Jupiter în casa nouă, despre asta e vorba. Care îmi sunt principiile? Care îmi sunt valorile și ce am învățat? Că sunt sigură, că e o carte, că e un curs, că e o terapie, că e ceva. Ce ai învățat tu anul acesta? Și vezi ce poți face cu ele de la anul pe plan profesional. De mâine mai exact. Trecem acum la RAC sau cei cu ascendentul în RAC. Jupiter a fost în casa 8-a. Și a trebuit să te înveți anul acesta că orice pierdere vine cu o oportunitate. Gândește-te ce ai pierdut, pe cine ai pierdut. Gândește-te de câte ori ai renăscut și gândește-te care a fost relația ta cu banii, dar nu banii cheltuiți de zi cu zi, ci aceea pe care îi folosești pentru investiții, pentru conturile bancare, pentru contul de economie, ce afaceri ai făcut, pe unde ai pierdut, pe unde ai câștigat. Dă-ți acest timp să ai aceste flash-uri prin cap. Trecem la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Jupiter a fost în casa 7-a. Multe comentarii am primit de la voi anul acesta. Nu mai contează. Trecem peste. Unde nu s-a întâmplat nimic relațional?
Nu s-a întâmplat pentru că ai sperat și Jupiter nu ajută la speranță, na, nu prea, nu tot timpul. Te face să speri, să crezi, dar nu se întâmplă, că a fost și Saturn acolo și nu te-a lipit. Ce mai face Jupiter în casa a șaptea, unde te-ai grăbit pe plan relațional, că n-a ieșit Venus retrogradă și ar fi păcat să nu profităm. Jupiter în casa a șaptea te învață sau te întreabă, de fapt te întreabă, te face să te întrebi cu cine te-ai căsătorit, cine e persoana de lângă tine, pentru că s-ar putea să o fi văzut puțin roz până acum și dintr-o dată în anul s-ar putea să o vezi pe bune. Cu Jupiter în casa a șaptea, întreabă-te dacă ai avut curaj să rupi o relație care nu funcționa sau să divorțezi. Ia puneți aceste întrebări. Cel la fecioară sau cei cu ascendentul în fecioară. Jupiter a fost în casa a șase. Gândește-te așa de la începutul anului 2021 până acum, ce ai schimbat pe plan profesional sau modul în care muncești sau cum te raportezi la colegii tăi. Și mai gândește și la problemele de sănătate pe care le-ai avut. Multe au fost închipuite, multe au fost pe bune, multe au fost exagerate sau multe au fost provocate de stilul tău de viață. Ia gândește-te că Jupiter zice, hai mă, că mai merit o șansă. Trecem la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Jupiter a fost în casa a cincea. Aduți aminte toate întâmplările legate de copii. Că ai vrut un copil, că s-a întâmplat, că ai vrut un copil și a trebuit să treci prin tot felul de tratamente pentru asta sau prin tot felul de încercări. Cu Jupiter în casa a cincea, pentru cei care au copii, care a fost relația voastră cu ei? Ce s-a întâmplat? Ce s-a închegat? Ce s-a dezlipit? Unde au apărut goluri? Ia gândește și de asemenea iubirea de sine. Cât de mult ai iubit tu pe tine sau cât de mult ți-ai oferit ție în anul 2021. Trecem la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Jupiter a fost în casa a patra. Care a fost relația ta cu părinții? Ce s-a întâmplat cu părinții? Sau cu rudele? Sau, nu știu, casa în care locuiești? Care au fost schimbările acolo? Și alea bune și alea mai neplăcute. Ce te-au învățat ele? Că Jupiter are acest rol de a ne învăța. Este precum un profesor. E un profesor mai bun față de Saturn. Dar ia așa, cum te-ai înțeles cu mama, cum te-ai înțeles cu tata, ce s-a întâmplat cu ei, stai unde îți place, te-ai mutat, te-ai gândit să-ți cumperi ceva, ia, adu-ți aminte toate lucrurile acestea. Trecem la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător, Jupiter este guvernatorul tău, e o zi importantă. Astăzi tu chiar vei avea flash-uri și tot felul de lecții. Jupiter a fost în, să ne aducem pe casa a treia. Ce ai învățat tu de la oamenii simpli anul acesta? De la oamenii pe care îi considerai comuni? De la, nu știu, în jurul tău, de la vecini, de la verișori, ce ți-au arătat oamenii ăștia? Ce ți-ai dat tu seama? Care a fost relația ta cu frații și surorile? S-a întâmplat ceva cu ei? I-ai ajutat? Te-au ajutat? Ați avut proiecte împreună? Unde ai călătorit? Și bineînțeles, ce ai făcut pentru mintea ta? Ce ai studiat? Pe bune, nu chestii facultăți mari, ci o carte, un curs, nu știu, un atelier, un workshop, ceva online. Ia gândește-te. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Am strâns bani anul acesta? Am profitat de faptul că aveam niște bani strânși să facem investiții? Le-am dat un sens banilor? Toate investițiile, cheltuielile importante, ia-le așa și adu-ți-le aminte. Să vezi, mă, ce s-a întâmplat, mă, cu mine din punct de vedere financiar anul? Am construit ceva? Am fost mai încrezător? Mi-am cumpărat ceva ce îmi plăcea? Hai, gândește-te așa puțin. Ce am făcut eu cu banii anul ăsta? Ia gândește-te. Trecem la Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător. Jupiter a fost în casa întâi. Primul lucru pe care trebuie să-l ai în vedere este dacă ai început ceva nou anul acesta. Efectiv, dacă ai avut un proiect, dacă a fost o schimbare. Dacă a fost o schimbare în viața ta, Saturn la anul te va ajuta să o construiești, să o consolidezi. Jupiter de asemenea te-a ușurat. Te-a ușurat de persoane, te-a ușurat de lucruri, te-a ușurat de multe. Iar Jupiter vine cu multe, multe, multe lecții. Deci tu ai avut lecții pe toate planurile. Unde ai vrut să crești? E clar că ai vrut să crești undeva în familie, undeva la serviciu. Dar creșterea asta a venit cu lecții. A venit cu niște lecții serioase. Ia gândește-te și gândește-te și la sănătate. Trecem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Vorbim despre pierderi, vorbim despre vicii, vorbim despre tot ce a fost toxic în viața ta anul acesta. Vorbim despre suferință a ta și a celor dragi. Vorbim despre frica de abandon, unde ai simțit-o, profesional, personal, în relații cu prietenii, și vorbim și despre sănătate foarte mult, pentru că dacă unele probleme s-au amplificat, e posibil să fii participat și tu la acest lucru, la amplificarea lor. Dar acum că Jupiter va intra în semnul tău, te poate ajuta să te vindești, însă în același timp, dacă nu ești conștient de ceea ce ți se întâmplă, te poate ajuta să suferi și mai mult. Deci depinde de tine ce vei face de acum încolo. Să vă priască această zi tuturor, în care avem lecții de la Jupiter, ca să vreți, zicem așa, un ultimatum,
o recapitulare, un rezumat al ultimului an și să ne priască și intrarea lui Jupiter în pești de mâine. Ne auzim mâine cu bine!